În seara aceasta, la Baia Mare, se dă startul festival competiției Raliul Maramureșului, a treia etapă din acest sezon a campionatului național de raliuri, programate să se desfășoare weekendul acesta la Baia Mare, dar și în localitățile din împrejurim. Competiția are în total 10 probe speciale cu o lungime de aproximativ 124 de kilometri și cu peste 60 de echipaje. Raliul va debuta mâine, când vor avea loc 7 probe speciale, care totalizează 80 de kilometri prin Preluca, Copalnic Mănăștur, Codru Butesi și Baia Mare. Întrecerea va continua duminică cu celelalte probe, printre care una nouă, intitulată Power Stage, și care va avea loc între Boiu Mare și Vima Mică. După masă, la ora 16, este programată premierea, care se va desfășura în parcarea Baia Mare Value Center.